Gigantul Unilever renunță la frufru și îl vinde înapoi fondatorului său, Mihai Simiuc. Îmi plac mersul pe jos și mâncarea fără bazaconi. Se pare că mâncarea fără bazaconi nu a avut prea mare succes. Laptele de migdale sau laptele de soia? Dumneavoastră ce ați prefera? Ce ați prefera eu? Da. O bere. Iar frufru a disponibilizat până acum 120 de oameni până pe 12 ianuarie. În 2019, multinaționala anglo-olandeză achiziționase pachetul majoritar de 75% din Good People S.A., compania din spatele brandurilor Frufru și Urban Monkey, după care a cumpărat și restul de 25%. Aceasta avea afaceri de 39 de milioane de lei la momentul respectiv. A venit pandemia și compania a înregistrat vânzări de 25,2 milioane de lei anul următor. Cert e că a ieșit pe pierdere, iar acum oamenii au rămas fără locuri de muncă. Însă asta nu înseamnă că se închide Frufru, ci că sub actuala conducere a lui Mihai Simiuc urmează să dezvolte un nou capitol în care se va promova în continuare stilul sănătos. Foarte bine, eu sper să-mi pună mai puțină pâine în bagelul ăla cu somon și mai mult conținut.